sulla vista figlia d'uomo. Amen. Vreau și surori, am citit un pasaj în această dimineață în care se vorbește despre binecuvântarea celor doi fii al lui Iosif. Și știind că este un act de binecuvântare la dumneavoastră, am gândit să citesc acest pasaj. Așa cum spunea și fratele Iosif Adineau, dumneavoastră încă mai aveți de lucru astăzi aici în biserică și caut și eu să mă limitez la câteva gânduri. Și am dorit în toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Său. Amin. Poate am mai spus și chiar dacă am mai spus-o, mă repet. Nu mi-a plăcut și nu-mi place niciodată și am dat dreptate unuia care a zis cândva că e mare păcat să plictisești pe oameni cu Biblia. Și n-aș vrea să se întâmple lucrul acesta și de aceea vă chem să fiți partenerii mei în această dimineață la predicarea Evangheliei. Adică cum? Să predicați și dumneavoastră împreună cu mine, că nu ne mai înțelege. Nu așa. Dumneavoastră, în Duhul, spuneți acolo o rugăciune. Doamne, dă-i cuvânt, Doamne, dă-i înțelepciune, Doamne, dă-i pricepere. Și ce vă învață Duhul să zice, să ziceți. Și Domnul să reverse har. Și apoi să fim cu luarea minte la cuvintele care le vom afla în această dimineață. Iacov a binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia a umblat părinții mei, Abraham și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Asta a fost rugăciunea lui Iacov de binecuvântare pentru Efraim și pentru Manase. Ce credeți dumneavoastră? A ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Iacov? Eu cred că Dumnezeu a luat aminte, a ascultat rugăciunea lui Iacov și a binecuvântat și pe Efraim și pe Manase. Dar înainte ca să rostească Iacov rugăciunea de binecuvântare, dacă ați fost atenți la citirea cuvântului din această dimineață, Iacov a avut o dorință. Și a spus lui Iosif următoarele cuvinte și vă citesc tot din textul care l-am avut. Versetul 10. Sau citim versetul 9 și 10. Iosif a răspuns datului său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvintez. Iacov i-a cerut lui Iosif un lucru. Și eu pot să mă întreb în această dimineață, oare nu putea Iacov să binecuvinteze acești copii fără să ceară aceasta lui Iosif? Noi de multe ori ne rugăm pentru copiii noștri, chiar dacă nu ne sunt aproape, chiar dacă sunt departe. Și cerem peste ei numele Domnului și cerem peste ei binecuvântarea Domnului. Și avem credința și nădejdea că Dumnezeu ne ascultă. Chiar dacă nu sunt copiii lângă noi. Dar Iacob nu și-a început rugăciunea până când nu a cerut lui Iosif să-și aducă copiii aproape. Este o vorbă cu care eu sunt tare de acord. E mai ușor să crești copiii decât să repari oameni. Menirea de a aduce copiii aproape lângă sursa binecuvântării ne revine nouă părinților. Noi suntem chemați să aducem copiii aproape de cel care poate să dea binecuvântarea. Și cred eu că din acest motiv a rămas pe paginile Scripturii cerința aceasta a lui Iacov ca noi să învățăm și să înțelegem astăzi. Ca pentru ca să se coboare binecuvântarea peste copiii noștri și în același timp să se coboare binecuvântarea și peste noi, ca părinți. Avem datoria să ne aducem copiii aproape de Cel care poate să le ofere binecuvântarea. Și dumneavoastră, ca și bine știți, Cel care poate să dăruiască binecuvântarea și Cel care deține belșugul binecuvântărilor și de sus și de jos, este Dumnezeu. El de veacuri și de generații tot binecuvintează și încă mai are binecuvântări. Doresc pentru familia Bențe, pentru cei doi copilași acestei familii,
Dumnezeu din cer să așeze binecuvântarea Lui. Amin. De multe ori ne gândim să cerem anumite lucruri. Poate ne scapă anumite lucruri și nu le cere. Credeți că Dumnezeu, oare numai cât ne-am rugat noi și numai ce am cerut noi, poate să ofere pentru copiii noștri? Dumnezeu care este nemărginit de mare și care cunoaște viitorul, noi nu-L cunoaștem, noi nu știm destinul acestor copii și nici viitorul, dar Dumnezeu care ține tot pe veșnicia în mâinile Lui. El știe cine este în viitor și știe cu ce să ne binecuvinteze. Dar revin și spun, va trebui să ne facem partea aceasta de a aduce aproape. Și am găsit aici că Iosif îi a luat de mână pe cei doi. Și pe Efraim și pe Manase. Și așa cu ei de mână a venit înaintea lui Iosif. Ce semnează a lua copilul de mână? Atunci când ne ținem copiii de mână, sigur că le oferim și siguranță acestor copii. Dar mai semnează ceva. Semnează că acești copii pe care noi ținem de mână sunt sub controlul nostru. Ei nu pot face chiar ce vor atunci când noi îi ținem de mână. Când îi lăsăm din mână, sigur că pot exista pericole pentru ei. Se pot îndepărta. Și nu odată s-a întâmplat lucrul acesta și probabil că ați auzit și dumneavoastră. Copiii care s-au smuls din mâna tatălui sau a mamei a încercat să fugă, să treacă strada și s-a întâmplat un eveniment nedorit. Nu totdeauna le place la copii să-i ținem de mână. Când sunt mici, ei chiar își doresc să-i ținem de mână și dacă cumva i-am scăpat noi, copilașul caută mâna tatălui sau a mamei. Dar pe măsură ce cresc, n-ai să mai vezi și nu am văzut de regulă un adolescent cu tata sau cu mama de mine. Mai era. Dar am vrea să spiritualizăm puțin aceste lucruri. Chiar dacă în mod fizic nu mai ține mână pe adolescent, totuși va trebui să ai control asupra lui și când are 15 ani, când are 16 ani, când are 17 ani. Să știu copilul meu cu cine se întâlnește peste săptămână. Să știu copilul meu ce carte citește. Să știu copilul meu ce vizionează. Care sunt prieteni, anturajul. Sau am creat copilul nostru, fiecare are camera lui și acolo n-avem voie să intră. Are, eu știu, laptopul lui, are smartphone-ul lui și astea sunt parolate și n-avem voie să controlăm și n-avem voie să știm, să violăm intimitatea copiilor noștri. Și ei au lumea lor și noi avem lumea noastră. Iacob i-a zis lui Iosif, apropie de mine ca să-i binecuvintez. Și Iosif a înțeles lucrul ăsta și a luat și a adus aproape. Ce rol are binecuvântarea în viața noastră și a copiilor noștri? Spune Solomon în Proverbe că și binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmat de niciun necaz. Și nu ne gândim la bogății materiale. Într-o zi se vor risipi toate, tot ce am strâns, tot ce am adunat, tot ce am agonisit. Ne gândim în primul rând la bogăția sufletului. La ceea ce am strâns pentru viața de dincolo. Cei drept spune Biblia, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copii. Ce strânge pentru copiii noștri? E bine să facă o școală, să aibă o profesie, o carieră. Nu suntem împotrivă și nu sunt împotrivă la acest lucru. Și nimeni nu este. Dar dacă ne limităm ca părinți doar la atât, să asigurăm traiul pe pământul acesta și mai mult nimic, cred că e mult, mult prea puțin cât am făcut pentru ei. Revin și spun, e mult mai ușor să crești copiii decât să repari oameni. E greu și să-i crești. Dar să-i repari când sunt deja maturi. E mult mai greu. Haideți să învățăm în dimineața aceasta că trebuie să ne ocupăm și de creșterea lor spirituală, de maturizarea lor din punct de vedere spiritual. Le aducem pâinea pe masă când sunt mici,
Le asigurăm traiul de fiecare zi. Au un adăpost, au o pernă la căpătâi. Se bucură de căldura unui cămin. Dar în ceea ce privește, repet, maturizarea lor spirituală și creșterea lor în credință, cât de mult ne implicăm pentru copiii noștri. Apropii de mine, a spus Iacov lui Iosif. Apoi aproape să-i binecuvintez. Când Iacov s-a început binecuvântarea, știți cum s-a început binecuvântarea Iacov pentru cei doi copii? Citeți versetul 15. A binecuvântat pe Iosif și a zis. Pentru că atunci când ne sunt binecuvântați copiii, primii care se bucură de binecuvântare, de fapt, sunt părinții. Iacob urma să-și rostească binecuvântarea peste cei doi copii al lui Iosif, Efraim și Manase. Dar și-a început Iacob rugăciunea de binecuvântare rostind cuvintele pe care le-am auzit. A binecuvântat pe Iosif și a zis. Pentru că atunci când copiii noștri primesc binecuvântare de la Domnul și noi ca părinți primim aceeași binecuvântare și ne bucurăm, haideți să-i aducem aproape de sursa binecuvântării, să nu ținem departe. Trebuie să admitem faptul că astăzi copiii noștri stau în fața ecranului, poate stau în fața game-urilor. Eu sunt de acord și eu am fost copii și eu am copii. Și copiii trebuie să se și joace, oricine ce-ar zice. Domnul n-a cerut niciunui copilaș să vină după el. A cerut oamenilor maturi să-l urmeze. Și trebuie să se și joace, trebuie să aibă și timpul liber de recreere. Toate sunt controlul părinților. I-a ținut Iosif de mână. Dar atunci când neglijăm total și pur și simplu, copiii au camera lor, au jocurile lor, au videourile lor și au tot ceea ce au ei, fără să ne implicăm. Pentru că nu facem suficient pentru copiii noștri. Și crește o generație, poate că se botează, vin, sunt din familii, pune să meargă. Ei se căsătoresc în biserică. Dar se pune marea, marea întrebare, oare au cu adevărat nașterea din nou? Au avut sau au o zi întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos? Există realmente pocăință și întoarce la Dumnezeu pentru copiii noștri, care au ajuns la maturitate. Haideți, frașiților, împreună cu mine, fără să ofer lecții nimănui. Repet, și eu am copii și mă gândesc la ei fiecare zi. Și îmi doresc așa de mult, mai mult decât cariera lor, mai mult decât profesia lor. Îmi doresc copiii care mi-a dat Dumnezeu să fie mântuiți. Amin. Să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să punctez aici un lucru care poate e greu pentru unii să-l spun, dar nu evit și nu-l ocolesc. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Vedeți dumneavoastră că părerile sunt împărțite atunci când suntem întrebați. De unde vin copiii în familie? Și iată ce răspuns frumos a dat Iosif. Sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci copiii în familie nu vin din altă parte. Iată fiii sunt o moștenire de la Domnul, spune psalmistul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fii făcuți la tinerețe. Este o fericire acolo urma, nu știu câți mai cred în fericirea aceasta. O știți dumneavoastră care este fericirea? Ferice de cine își umple tolba de săgeți cu ei. Dacă Domnul rânde mai mulți copii într-o familie, am putea noi să ne opunem și să limităm lucrul acesta. Dumnezeu e suveran. Sunt familii pe care Dumnezeu nu le-a dat copii. Dumnezeu știe pentru ce. Sau la alții le-a dat mai puțin. Iarăși Dumnezeu știe pentru ce. Nu-i treaba noastră să intrăm la judecată în privința aceasta. Dar ca familiști, cred că am trebuit să stăm la dispoziția Domnului și la îndemâna Domnului în ceea ce privește copiii în familie.
și cel care hotărăște săgețile în tolbă să fie Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască lucrul acesta. Sigur că ne gândim cum a fi, ce a fi. Nu suntem noi mai înțelepți. Cred că îmi veți da dreptate. Nu suntem noi mai înțelepți ca Dumnezeu. Poate am mai spus la dumneavoastră acest lucru și mă repet, dar n-am mai fost de ani de zile aici. Și poate bine să audă și cei ce n-au auzit. Mulți ani în urmă eram tânăr în slujire, mai tânăr. Am participat la o conferință în România în care toți păstorii din țară s-au adunat să dezbată câteva subiecte. Anual se alege câte o temă în care suntem convocați să luăm parte și să participăm la dezbateri și în anul acela, tema conferinței a cuprins mai multe puncte. S-a vorbit în prima zi despre suveranitatea lui Dumnezeu. Nu știu dacă fratele Iosif era atunci în România sau nu, sau a participat sau nu. În prima zi s-a discutat despre suveranitatea lui Dumnezeu. Sigur că o temă în care nu au fost prea multe comentarii și nimic de adăugat la subiect, toți recunoscând de fapt pe Dumnezeul suveran, El face tot ce vrea și sus în cer și jos pe pământ, un frate a prezentat un referat, au fost puține vorbe de cuvânt pe marginea referatului. Toți am crezut de acord că așa este. Apoi, în a doua zi, s-a abordat încă două teme. Transplantul de organe, dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu putem să ne implicăm legat de subiectul acesta, dacă ne putem, eu știu, dona un organ, un rinic sau... Și până la urmă am convenit, aici au fost ceva discuții, că în scop caritabil, adică dacă vrei să ajungi pe cineva, până oară, recoltarea de sânge pentru a ajuta pe cineva, nu este un păcat. Dar nu pot să-mi vând rinicul ca să fac gros de bani. Asta nu-i după voia lui Dumnezeu. Dar sunt și cazuri de felul ăsta. Oamenii ajung la disperare și, mă rog, s-a discutat despre transplantul de organe, dar cum ne raportăm noi ca și copii al lui Dumnezeu vis-a-vis de acest subiect? Și mă rog, să ajung la concluzia că dacă vrei să ajungi și să ajungi pe cineva, nu e o problemă. Dar e subiectul mai dureros, zic eu. S-a vorbit despre reproducerea umană asistată medical. Adică, dacă o familie pe cale naturală, de ce vorbesc asta? Pentru că suntem la un act de binecuvântare aici. Dacă o familie pe cale naturală nu are copii, și în mod normal Dumnezeu nu a rânduit copii pentru familie, Dumnezeu știe de ce și pentru ce și pentru cât timp, pentru mine a fost o minune să aud, ca o paranteză o spun, a dat Dumnezeu unei familii care s-a rugat ani de zile, dacă vă spun, vă vine să credeți, 20 de ani, în Windsor este familia. După 20 de ani, Dumnezeu le-a dat un copil. Și ca să revin la subiect, dacă Dumnezeu s-a pus problema, nu dorește unei familii copii, putem noi să apelăm la diverse tehnici medicale, pentru ca totuși familia respectivă să aibă copii. Și sunt atâtea metode astăzi, fertilizare in vitro, nu știu, inseminare artificială, alte metode, în care se ajută familiile, cuplurile care n-au copii, totuși să aibă copii. A fost multă vorbă pe subiectul acesta și concluzia finală a fost următoarea. Să nu intrăm în teritoriul lui Dumnezeu. Dacă așa a rânduit Dumnezeu pentru o familie, n-ar trebui să divinizăm în știința medicală și să apelăm la ea. Sigur, sunt tratamente din astea, eu știu, naturiste sau alte metode care le probează, le încearcă unii, dar în definitiv și în final, cel care dă viață este tot Dumnezeu. Amin. Și Lui trebuie să încredințăm pricina asta. Așa am căzut noi de acord toți frații slujitori. Că dacă Dumnezeu totuși în înțelepciunea Lui, dintr-un motiv sau altul, n-a rânduit copii într-o familie, să nu forțăm nota și mâna Lui Dumnezeu cu tot felul de metode. Putem să ne rugăm, găsim în Scriptură atâtea situații și cazuri când au fost familii care nu au avut copii, femei, care nu puteau să nască și cele din urmă Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a oferit și le-a dat copii. Toate bune și frumoase până aici. Dar de aici încolo a venit ceva și mai greu.
trebuia să se încheie toată conferința, cineva s-a ridicat și a pus următoarea întrebare. În plină asistență, fraților, spunea fratele respectiv, un frate slujitor, un frate păstor din România, noi am discutat doar o față a monedei, când Dumnezeu nu dă copiii unei familii să nu ne amestecăm. Dar, spunea fratele, când Dumnezeu vrea să dea copii într-o familie, putem noi să apelăm la diverse metode, la diverse tehnici, la știința medicală sau la alte, eu știu, metode pentru a împiedica concepția. A vorba de concepție, unde naște. Dați-mi voi să vă spun că erau acolo peste 400 de slujitori. Parcă tot și acum s-a făcut o tăcere grea acolo în sală. O tăcere strânjenitoare. Nimeni nu mai zicea nimic. Și fratele era cu problema pusă pe masă, acolo la presidiu, erau frați slujitori, fără să-l dăm nume. Și în cele din urmă, fratele care prezida conferința a luat cuvântul și a zis, da, zice, este un subiect interesant. Dar timpul nu ne mai permite să abordăm un asemenea subiect, pentru că suntem la final. Dar spunea fratele, la o viitoare conferință, vom lua în discuție și subiectul acesta. Au trecut mulți ani de atunci. Am participat la multe conferințe, dar subiectul n-am mai fost luat în discuție. A rămas așa cum a fost. Trăim într-o țară liberă aici, la dumneavoastră. Acum și România e mare libertate. Dar cum ne raportăm vis-a-vis de acest subiect? Cine sunt aceștia? Sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să ofere, să dăruiască unei familii copii. Să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Dacă Dumnezeu are un alt plan, Dumnezeu e suveran de asemenea să hotărască El și să lucreze El. Nouă ne revine doar sarcina dacă i-am primit în familie și trebuie să-i primim, cred asta. Să-i aducem aproape de cel care poate binecuvânta. Și aducându-i aproape pe cei care îi poate binecuvânta, veni și mai aproape. Și Biblia ne spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Că sursa binecuvântării noastre este Dumnezeu. Când Balaam a fost chemat să blasteme poporul evreu, Balaam l-a chemat cu gând să fie blestemat cu poporul Israel, să poată învinge luptă, în cele din urmă Balaam ajunge acolo. Dar nu poate să blasteme poporul. Și rostește o binecuvântare și încă de mai multe ori. Și cele din urmă, Balaam îi răspunde lui Balac. A fost doar la rost de Balac. Eu te-am chemat să binecuvintezi, să blasteme și tu binecuvintezi. Ce se întâmplă? Știți care a fost răspunsul lui Balaam? Numeri 23 cu 20. Dar el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Când Dumnezeu binecuvintează, nimeni nu mai poate întoarce. Când Dumnezeu ce binecuvintează, rămâne binecuvântat. A lui să fie slava. De aceea, haide, frați și surori, să căutăm apropierea de Domnul. Să căutăm să punem numele lui Dumnezeu peste copiii noștri, așa cum s-a citit. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. De ce numele lui? Pentru că numele lui avem iertarea de păcate. Aleluia. Pentru că numele Lui avem mântuirea, că nimeni altul nu este mântuire. Deci nu s-a dat oamenilor un alt nume care trebuie să fie mântuiți. Nu este un alt nume sub cer dat pentru mântuirea noastră decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Da, toți prorocilor prisesc despre Iisus. Că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. În numele Lui iertat de păcat, în numele Lui mântuit, în numele Lui, dacă vreți dumneavoastră și scrii și asta în Biblie, vindecat de boală. Să o știe tot norodul și toți bătrânii lui Israel, spunea Petru, atunci când a vindecat pe orobul de la Poarta Frumoasă, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-a răstignit, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Să ne ajute Domnul peste noi și peste copiii noștri să chemăm numele Domnului și a Lui binecuvântare să ne însoțească toată viața. Amin. Amin.
Frați și surori, duminica trecută, cred că s-a anunțat pentru duminica aceasta o colectă specială ca o expresie a mulțumirii pentru tot binele pe care Domnul l-a făcut. Vă invit așadar să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Obișnim să venim înaintea Domnului în asemenea lucrare cu rugăciunea mulțumirii noastre.